Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani, când a luat de soție pe Rebecca. Isaac s-a rugat Domnului pentru soția sa, căci era stearpă și Domnul l-a ascultat. Soția lui, Rebecca, a rămas însărcinată și a născut doi gemeni, Esau și Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani, când s-au născut ei versetul 20, 25, 26. Domnul i-a zis Rebecăi și cel mai în vârstă, Iesau, va sluji celui mai tânăr. Versetul 23. În țară a venit o foamete și Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul I s-a arătat și a zis, nu te cobori în Egipt, rămâi în țara despre care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avram. Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminției tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Pentru că Avram a ascultat de glasul meu și a păzit ce am cerut, poruncele mele, orânduirile mele și legele mele. Geneza 26 de la 1 la 5 Isaac iubea pe sau, pentru că mânca din vânatul lui, Rebecca însă iubea pe Iacov. Geneza 25 cu 28 la vârsta de 40 de ani, Esau a luat de soție pe Iudita, fiica hititului Beere, și pe Basmat, fiica hititului Elon. Ele au fost o părcină de mare amărăciune spirituală pentru Isaac și Rebecca. Capitolul 26, versetele 34 până la 35, Carta Genesa. Iacov și Isau, fiii gemeni ai lui Isaac, prezintă o deosebire foarte mare atât în caracter, cât și în viața lor. Această deosebire a fost profetizată de îngerul Domnului înainte de nașterea lor. Ca răspuns la rugăciunea îngrijorată a Rebekei, când a declarat că îi vor fi dați doi fii, el i-a înfățeșat viața, istoria lor viitoare și anume că fiecare va deveni capul unei națiuni, dar că unul va fi mai mare decât celălalt și că cel mai tânăr va avea întâietate. Făgăduințele făcute de Dumnezeu lui Avram și întărite fiului său au fost păstrate de către Isaac și Rebecca, ele fiind marele scop al dorințelor și speranțelor lor. Isau și Iacov erau cunoscuți cu aceste făgăduințe. Ei au fost învățați să privească dreptul de întâi născut ca un lucru de mare importanță, căci dreptul cuprindea nu numai o moștenire a unor bunuri pământești, ci și o superioritate spirituală. Cel care îl primea avea să fie preot al familiei sale și din urmașii săi direct avea să se ridice răscumpărătorul lumii ce responsabilitate și binecuvântare de la Dumnezeu. Pe de altă parte, erau și obligații ce îi reveneau celui ce avea dreptul de întâi născut. Cel care avea să moștenească binecuvântarea lui de întâi născut trebuia să-și consacre întreaga viață în slujba lui Dumnezeu. Asemenea lui Avram, el trebuia să fie ascultător de cerințele de vine. În căsătorie, în relațiile familiale, în viața publică, el trebuia să ceară sfat de la Dumnezeu. Isaac a făcut cunoscut fiilor săi privilegiile și condițiile acestea și a arătat în mod lămurit că Esau, fiind cel mai mare, avea dreptul de întâi născut. Isau nu avea nicio plăcere de consacrare și nicio înclinație spre o viață religioasă. Cerințele prevăzute pentru dreptul spiritual de întâi născut erau pentru el nedorite. Ba chiar, o restricție urâtă de el. Legea lui Dumnezeu, care era condiția legământului de vin cu Avram, era privită de Esau ca un jug al robiei. Hotărât să-și împlinească poftele, nimic nu dorea el așa de mult ca libertatea de a face ce-i place. Pentru el fericirea consta în putere și bogăție, petreceri și dezmățuri. Esau a crescut iubind satisfacerea eului, concentrându-și tot interesul la prezent impulsiv, nestăpânit, în fața restricțiilor, se complăcea în libertatea sălbatică a vânatului și de timpuriu a ales viața de vânător. Iată de ce el așa de ușor s-a decis de la dreptul, s-a dezis de la dreptul de întâi născut. Odată, pe când Iacov ferbea o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp frânt de oboseală și Esau a zis lui Iacov, dem te rog să mănânc din ciorba aceasta că fiindcă sunt rupt de oboseală. Iacov i-a zis, vinde mai întâi azi dreptul tău de întâi născut. Și Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce mai poate folosi dreptul acest de întâi născut? Și Iacov i-a zis, jurăm întâi, Esau i-a jurat și astfel și-a vândut lui Iacov dreptul de întâi născut. Atunci Iacov i-a dat lui Sau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a scolat și a plecat. Astfel Sau și-a desprețuit dreptul de întâi născut. Geneza 25 de la 29 la 34. Rebecca își amintea cuvintele îngerului și citea cum mai clară înțelegere caracterul fiilor săi decât o făcea soțul ei Isaac. Ea era convinsă că moștenirea făgădânței divine era rânduită lui Iacov. Ei repeta cuvintele îngerului lui Isaac. Dar sentimentele tatălui erau îndreptate asupra fiului mai mare și el rămase neclintit în planurile sale. Iacov aflase de la mama sa descoperirea divină că dreptul de întâi născut avea să revină și a fost umplut de o negărită dorință după privilegiile pe care acesta, dreptul, i ar fi conferit. Nu averile tatălui erau acelea după care umbla el. Obiectul dorinței lui înfocat era dreptul spiritual de întâi născut, comunicarea cu Dumnezeu așa cum făcuse neprihănitul Avram, să aducă jertva de ispășire pentru familia sa, să fie părintele poporului ales și a lui Mesia, unsul lui Jehova, Dumnezeu. În limba greacă, Hristos, cel făgăduit și să moștenească bunurile nepieritoare cuprinse în binecuvântarea legământului. Acestea erau privilegiile și onorurile ce însuflau cele mai aprinse dorințe ale sale tocmai ceea ce era pus în planul lui Dumnezeu de a avea un continuator al credinței și faptei lui Avram și a planului de mântuire. Dar binecuvântarea aceasta, privilegii și onoruri, se primea numai dacă era voia celui care o avea a tatălui și trebuia să o pună pe urmașul său. Anii au trecut până când Isaac, bătrân și orb, așteptându-și moartea curând, a hotărât să nu mai amâne acordarea binecuvântării fiului său mai mare. Dar cunoscând opoziția Rebecăi și a lui Iacov, el se hotărât să aducă în taină la îndeplinirea această solemnă ceremonie. Atunci a chemat pe Isau și a zis, iată că am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum du-te la câmp și adun vânat. fă mă mâncare cum îmi place mie și adun să mănânc, ca sufletul meu să te binecuvânteze înainte de a mări. Rebecca a auzit ce spunea Isaac fiului său Esau și a zis fiului său Iacov, iată am auzit pe tatăl tău vorbind, fratelui tău Esau, adun vânat. Și fă mă mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiul meu, ascultă glasul meu și fă ce îți poruncesc. Du-te de adum din turmă doi iezi buni și ca să fac din ei tatului tău o mâncare gustoasă, cum îi place. Tu ai să o duci tatului tău să o mănânce ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale, Rebecca, Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu nu sunt păros. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Câte credință, respect față de tatăl și teamă față de Dumnezeu de a nu spune adevărul.